Bonjour mes amis, je suis Kathleen et bienvenue à mon épisode 4 de SWAT 4. Ok, știu, a sunat foarte ciudat acest început, dar da, dacă vă întrebați, chiar știu să vorbesc bine franceza. Eu fac meditații la următoarele materii: română, matematică, engleză, franceză și fizică. În total sunt 5. Și acum sunteți ceva gen... Au... Oh. Cred că v-ați dat o palmă peste bod de mirare. Nu, glumesc. Vă dați seama că sunt o persoană foarte, foarte ocupată și... Da, sunt chiar cam multe meditații dacă stau să mă gândesc. Și singura zi care o am eu liberă este cea de joi. Și e super, super ciudat dacă stai să te gândești, fiindcă, na, o zi, 7 săptămâni înseamnă... Doamne, bă, dar nu știu ce am. O săptămână înseamnă 7 zile și o 5 meditații. Deci asta înseamnă că ar trebui 2 zile libere, Cătăline, nu una. Ziceți voi acum, dar eu... Nu, de fapt una, fiindcă fac la matematică de 2 ori pe săptămână. De ce? Fiindcă sunt a 8-a, o să dau examenul în iunie sau nu știu când și... Trebuie să fiu pregătit, nu? Și bineînțeles o dau, fac bineînțeles de 2 ori și datorită mamei. Mulțumesc, mamă. Ok. Și dacă nu intru la a treia clasă la Mate Info, nu o să-mi iau un S4 Mini sau un laptop. Da, știu, sună foarte ciudat, dar hai să nu mai vorbim despre mine și să revenim la această serie. Deci ați văzut și voi mai devreme că n-am adăugat acel intro care l-am făcut de acum un episod, adică cel care l-am adăugat episodului dinainte. Ei bine, nu. De ce? Din două motive. Primul motiv, era super nașpa. Și al doilea motiv, îmi încadra episodul în mijlocul ecranului într-un pătrat. Și arăta foarte, foarte nasol. Hai să revenim la misiunea a patra. Bam Night Club. Bun, deci informațiile bot clanului interesează. Stai. Sper că aici voi intra, da? Bun. Suspecți necunoscuți și civili necunoscuți. Deci, practic, toți din acea clădire, sunt necunoscuți, mâncați-aș gura. Bă, frate, și mâncați-aș gura, de nu, îi salvăm noi, ăștia soat. Așa, deci avem un taser gun care electrocutează, un stinger și un gaz și door wedge și optiwind. Oh, stai. Asta e la Reynolds, eu ce am? Aha. Bă, frate, să-mi iau optiwind-ul, ca să nu facă data trecută bou de mine ce mi-am luat. Stai, pepper spray-ul țin. Dar, locuiesc flashback-ul cu optiwind. Da, uite, acum sunt și eu mai deștept. Nu că înainte nu eram, dar, bă, ați înțeles voi ideea. Bun, CS gas, pepper spray, flashback. Optiwind, cine are optiwind? Tu ai optiwind? Tu n-ai optiwind. Door wedge ai. Tu și tu ai... Optiwind și door wedge și CS chiar și stinger. Ok, breaching C2 shotgun, ție-ți trebuie shotgun și ți-o să-ți dau un shotgun și eu cred că o să-mi iau tot shotgun. Și primării, da, rămân cu arma asta, deci dăm start. Și misiunea se numește în limba engleză A Bomb Night Club. Ok, poate v-ați gândi așa, cumva o să dezamorsez bombe cât se numește A Bomb Night Club? Nu, asta o să fac de fapt în episodul 11. De fapt 12, scuze. O să fac în episodul 12, fiindcă abia atunci o să adauge, o să fie bombe într-o misiune. Și chestia e că, ciudată faza asta, că prima oară era într-un restaurant chinezesc. După aia n-am mai devenit așa ciudat, adică apoi eram într-un magazin, supermarket, apoi eram într-un, în casa unuia și acum suntem la un club... Club de noapte și acolo... Ce șmecher arată poliția! Este-i! Oh, uite-l pe Mârlanu, ce faci, mă? Ok. Stați la ușă. Ok. Frate, tipul ăsta chiar că e rănit. L-am raportat, nu-i așa? Da. Descuiat. Ok. Slavă celui că n-am făcut ca data trecută să-mi uit optiwind-ul. Și să... Intrați. Ok, uite altul. Ăsta stă pe boxă, frate, ce? Ok, să raportăm. Ah, urmați-mă. Dar stai, nu încă. Deploy wedge. Ok, să stăm aici. Cu grijă,
Bă, frate, s-aud sunete de gloanțe pe aici. Foarte ciudat. Urmați-mă. Și la pariu că după colțul ăsta e cineva. A, nu-i nimeni. Ok. E încuiat, e închis, da? Bun. Deploy wedge. Fiindcă voi avea un plan mai încolo. Dar totuși, stai să verific o chestie. Aoleu, nu știu de ce mergeam așa încet. Așa. Am eu o chestie de pe shift la SWAT 4 când apeși shift, practic mergi normal și acum alergi. Deci e super nu super ciudat. E o chestie cam neobișnuită. Și totuși mai sunt câteva comenzi care eu nu le știu. În ceea ce privește indicațiile. Dar rest nu. Opa, am o idee. Exact, ați ghicit. Deploy breaching charge. Roger that, sir. Hai, mă. Bun, Fields. Stai, Girard, dă-te. Ok, am reușit, poliția, predă-te, arunc arma, hai că-ți dau cu spray cu piper dacă nu te predai, legați-l, ok, oh, și o femeie, da, bun, așa și suspectul legat și capturat, capturat, doamne, practic, cum să zic eu, în custodia agenților SWAT. Holy fuck, e unul acolo. Acolo am pus eu wedge-ul. Ia stai un pic. Iau gazul. O să-i pun pe ei să intre cu, arunce gaz și să intre. Și apoi arunc și eu un gaz. UCS on bridge. Ciudată chestia asta că se vede ținta așa, știi? Poliția, predă-te, hai, arunc arma, așa. Poliția, predă-te! Fuck! Stack up! Oh, shit! Ce-a fost asta? Ok, un civil. Holy fuck, stai, sniper. Nu văd nimica, nu, nici nu mă interesează, frate. Tot ce mă interesează acum este că m-am pușcat în vesta antiglonț și în brațul stâng. Stai, legați-l și pe el. Și mă uit aici să văd ce... În afară de ăla de pe jos care... altul! Ia uite cum stă ăsta fix în fața ușii, știi? Stai, te raportăm. Bă, stai, nu ești legat? Legați-l, mă! Ok, tu ești legat. Tu ești legat, da. Stai să mă uit mai bine. Să văd dacă mai e tot acolo boul ăla. Și asta e să mă uit și după ușa asta să văd cum îl, dacă îl putem lua cumva, știi? Am o idee. Bang and clear. Și să văd, oh, alta, bun. Să văd ce va ieși din asta. Dacă îl putem prinde cumva. Poliția. Oh, nu, ofițer, jos. Red cover. Oh my god. Stai, nu, blue cover de atăria.
Urmați-mă. Oh my god. Nici nu știu ce să mai fac acum. Ok, deci blue cover de atăria. Stai. Deci stai, Girard e la, e la jos. E la... Doamne ăla, e cel rănit. Ok, și roșu, urmați-mă. Fuck! Boule! Poliția! Nimeni. Am aruncat grenada ca bou pe lângă ușă. Poliția, nimeni. Ci că eu, poliția, nimeni. Ok. Și nu mai am decât... Deci, Girard e, este incapabil. Reynolds e healthy, Phil e healthy, Jackson e healthy. E totul bine momentan. Că dacă era foarte bine, atunci era și Fields în picioare. Doamne, nu știu ce am cu Fields. Girard. Ăștia i-am pus să verifice zona de acolo în caz că vine cineva, adică să stea de pază, știi? Dar tipul ăsta mișcă e viu, dar nu știu unde a aruncat arma. Stai, era pe aici. Nu, e ușa, dacă vreau să o închid, nu. Oh, aici. Bun. Toată lumea să urmeze. Oh my god, e foarte, foarte greu. Bun, deci de misiunea viitoare iau numai less lethal shotgun-uri pentru toată lumea. Să fie clar, da? Deploy gas. Girard, spune ceva. Spune dacă ești în viață. Dă-mă un semn. Aolo, dă-mi un semn, te rog. Nu era nimeni acolo? E liber. A mirror under the door. Așa, și-o mă uit aici. Ia, voi... Ce? Deci voi ați intrat pe aici, ați ieșit prin partea aia? Ce? Sunteți ciudați, rău, băieți. A zis că e un suspect înăuntru, așa că vreau să văd eu șeful. Hi, cum stă, frate? Fier ar să fie. Deci fiți atenți. Oh, nu, n-am nicio grenadă. Da. Fraierul de mine. Asta e raportată, da? Da. Nu știu ce comandă să vă dau că să-l prinde sau să-l omorâm. Stai, 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 cred că știu. Deci. O să vă dau comanda să spargeți și o să trag în el. Ok, și o să trag în el cu arma. Așa că o să țin mai jos ca să trag în el. Sunt pregătit. Prede. Hai. Legați-l. Wow, ce ciudat, n-am folosit nicio grenadă și l-am prins, știi? Foarte ciudat. Ok, l-am prins. Urmați-mă. Stea cap. Să dăm un zoom, nu-i nimic. Sunt doar... Grăniții. Hai, gas și... Gas and clear. Sună mai șmecher în limba engleză. A, s-a predat. A, Fields. Legați-l.
Bun, bun, bun. Raportat. Urmați-mă. Așa, și să mergem și aici, prin toate astea. Ia stai. Ia să vă pun pe voi să mirăriți ușa, ca să fiindcă voi recunoașteți mai bine. It's a ghost town. Open it. Open and clear. Roger that, sir. Da. Mi s-a părut mie ceva ciudat. Așa. Ok, asta era portată și a trebuit să mergem mai departe. Bun. E destul de greu jocul, dar e super mega tare. Urmați-mă. Da, am ajuns de unde am plecat și aici n-am intrat. Niște scări și un beculeț. Oh, da, 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 da. Urmați-mă. Ce bine. Cam eu o idee. Stai, nu, nu roșii. Albaștri. Stack up. Bun, deci albaștrii vor sta acolo și roșii o să... Ăsta roșu o să mă urmărească, da? Bun. Și o să vedeți mai încolo și din ce motiv. Ok, deci e în regulă. E în regulă. Totul e într-un fel clar. Bine, nu totul, dar într-un fel. Stai așa să mă uit să văd ce e pe aici. Mă rog, dar asta va fi ultima cameră în care vom intra. Bă, frate, nici nu știu dacă am făcut bine ce am făcut. Ia stai. Cred că mai bine fac așa. Ia stai, să văd dacă mai tăie încuiată chestia asta. Ușa asta. Stai așa, să-i pun pe albaștri să mă urmărească. Deoarece... am făcut ceva greșit. Și o să vedeți voi mai târziu ce anume. Că pe aici am fost, da, da, da. Albaștri, urmați-mă. Ok, fiindcă dacă le dau comanda la acea ușă direct, o să treacă prin camera și fac o mare prostie. Bine, nu neapărat eu, dar fac mai exact ei o mare prostie, dacă stai să te gândești. Deci fii atent, o să pun pe albaștri să stea aici, fiindcă la ei chestia, locul unde stau e mai periculos, deci trebuie să fie ei doi care sunt mai mulți. Și, băi, ce stai, bă, ce faceți? Știam eu. Deci, roșu, urmați-mă și voi stea cap. Așa. Bun, 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 hai. Da, și știu că trag de timp, dar... am eu un plan. Și v-am mai zis asta deja, frate. Vedeți voi. Dar n-am văzut prin ușa aia cum arată totul, ca să știu cum e, știi? Cum arată de aici, din ușa asta și după ușa asta. Cum e... ce este. Mă rog, ca să zic așa. Bun. Hai să deschid un viewport. Stai așa. Cred că am o idee. Bun. Deci. Home. Așa faci ca să apeși pe... Bun. Deci, voi. Mai repede. Poliția, predă-ți armele, aruncă-le,
Poliția, toată lumea jos, toată lumea nu mișcă, toată lumea la putea, toată lumea cu mâinile în aer, toată lumea moare, toată lumea învie, toată lumea își predoarme, toată lumea e proastă, toată lumea a luat o raznă aici. Bun. Legați-l. Așa. Ok. Sau că am rezolvat chestiile momentan. Așa. Ăsta are un Mac 10, de-aia mini-mitralieră, ca să zic așa. E o armă foarte periculoasă. Stai că n-am terminat, te rog, nu mă băga în brief. Nu mă băga în debrief că vreau să iau armele de aici. Ca să fac mai multe puncte, ia stai. Gata, am reușit. Stai să te rapotești pe tine și pe tine. Și cred că am reușit, nu? Am terminat misiunea. Ei bine, așa scria mai devreme. Oh, 77 din 100. Ofițer de patrulă. Bun, deci cam asta a fost cu acest episod. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii părerile voastre despre această serie. Ne vedem data viitoare, probabil cu episodul 5. Mă rog, probabil, fiindcă știți ce v-am zis mai devreme. Dacă voi veți spune că nu vă place seria, nu o să mai continui. Clar. Ok, deci ne vedem data viitoare cu altceva. Pa, pa. Sau poate cu aceeași chestie. Pa, pa. La revedere oricum.